Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvinteze, pentru că și în această seară l-ați căutat pe Dumnezeu. Și oamenii care îl caută pe Dumnezeu întotdeauna găsesc, pentru că Scriptura ne învață, căutați și veți găsi. Nu știu ce ați căutat astăzi, poate ați căutat o mângâiere, poate ați căutat un cuvânt din partea lui Dumnezeu, poate ați căutat o ajutorare, dar mă rog ca Dumnezeu în această seară să ne vorbească tuturor și El, Dumnezeu, ceea ce ați căutat astăzi, să vă îndeplinească necesitatea, lăudat să fie Domnul. Aș vrea să stăm ridicați cu toții în picioare înaintea lui Dumnezeu, pentru că vreau să dau citire la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, din Ioan, capitolul 16, de la versetul 5. Pentru cei ce aveți Sfânta Scriptură, pagina Scriptură 1048. Dacă am găsit, să ascultăm cu toți Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrarea mângâietorului. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spune adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Zic încă o dată, Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui, pentru că voi sunteți biserica Lui Dumnezeu. Cu toate că o spun de atâtea ori, o spun și în această după amiază, clădirea este locul unde ne adunăm, dar biserica, adevărata biserica Lui Dumnezeu, sunteți voi oamenii. Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui și cu toți să spunem amin. În ciclul de predici, umblarea cu Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a dat această viziune pe anul 2024. Sunt câteva cicluri de predici care s-a început acum o săptămână și acum o săptămână am vorbit fratele păstor despre binecuvântările lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să vorbim despre anul umblării cu Dumnezeu, anul în care noi toți trebuie să umblăm prin Duhul Sfânt. Lăudat să fie Domnul! De aceea am citit acest pasaj. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este în mijlocul nostru. El ne călăuzește, El ne învață, El ne face să trăim în lumea asta diferiți față de cum sunt oamenii. El este acela care călăuzește sufletele noastre. Și diferența între un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și un om care nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu se vede. Este vizibilă. Cu toate că nu ne convine lucrul acesta, dar este vizibilă, un om care nu îl are pe Duhul Sfânt în viața lui, se cunoaște. În primul rând se cunoaște de la distanță, îl cunoști după îmbrăcăminte. În al doilea lucru îl cunoști când se apropie de tine. Dacă umblă cu Dumnezeu, dacă e sub ocrotirea Duhului Sfânt, îl cunoști după vorbire. Și în al treilea rând, îl cunoști după purtare. Vezi comportamentul lui în societate și atunci îți dai seama dacă este sau nu este sub ocrotirea Duhului Sfânt sau călăuzirea Duhului Sfânt.
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că noi toți astăzi suntem în casa de rugăciune a lui Dumnezeu și cred din toată inima că toți care suntem aici suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Dar de ce era nevoie să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că dacă dăm o pagină, numai o pagină, înapoi, în capitolul 14, vorbește Iisus despre păzirea poruncilor. Și spune El, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână în voi în veac. Oameni buni, dacă un om nu păzește poruncile lui Dumnezeu, se cunoaște. Dacă un om nu stă sub ocrotirea prezenței lui Dumnezeu, se cunoaște. Pentru că acolo nu este mângâietorul. Dar oamenii care stau și păzesc poruncile lui Dumnezeu, în ei este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că asta este promisiunea lui Iisus. Și continuă și spune așa, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi, care noi? Cei care stăm sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Acum, în introducere, cum credeți că trăiește un copil orfan? Fără mamă, fără tată. În primul rând este neîngrijit. Nu e spălat, nu e călcat. În al doilea rând, oameni buni, un copil orfan este nehrănit. Și în al treilea rând, n-are unde să-și puie capul. Fiind orfan, trăiește la un cămin, n-are niciun viitor. Așa sunt oamenii care nu-L au pe Duhul Sfânt în viața lor. Sunt nehrăniți, neîngrijiți și când va veni Mângâietorul, când va veni Dumnezeu să-și ia mirea sa, nu vor ajunge în casa lui Dumnezeu pe care a pregătit-o, pentru că au trăit cum au vrut ei. Nu e așa că un orfan se cunoaște pe stradă? Nu e așa că dacă un copil crește fără mamă, fără tată, ne dăm seama? Așa sunt și oamenii care spun că l-au ca tată pe Dumnezeu și nu trăiesc în frica de Dumnezeu. Îți dai seama de ei imediat cum îi vezi, pentru că sunt orfani. Dar Iisus spunea, nu vă voi lăsa orfani, îl voi trimite pe Mângâietorul care va fi cu voi și va fi în voi. Dar de ce în noi? Și acum vine tema pe care am pregătit-o. Atunci când Iisus Hristos, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este cu noi, este alături. Dar când este noi, oameni buni, atunci umblăm cârmuiți de El, lăudat să fie Domnul. Nu noi decidem. Nu noi spunem unde mergem. Nu mai lucrăm după poftele noastre. Lucrăm după voia Lui. Dacă El te scoală, du-te. Nu mai ai pretenții, te scoli și te-ai dus. Dacă El spune, pune mâna în buzunar, nu mai faci nazuri, nu mi-ajung mie, Doamne, nu. Nu mai trăiești cum a trăit acest om bogat care a dărâmat hambarele, nu mai trăiești pentru tine, trăiești pentru El, pentru că atunci spune El, dăruiește, pentru că tu ești cârmuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar dacă ești cârmuit de tine, de mofturi și de pretenții, dă-mi voie să spun, încă nu ești cu Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos spune așa, cine are pe Duhul lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Cine nu-L are pe Duhul Sfânt, nu este al lui Dumnezeu, conform Romani 8:9, pentru cei care vreți să verificați. Dacă Scriptura spune clar că cei care nu îl au pe Duhul Sfânt în viața lor, nu sunt al lui Dumnezeu, eu nu pot să spun altceva decât că cei care nu îl au pe Duhul Sfânt nu sunt copiii lui Dumnezeu, sunt orfani. Dumnezeu nouă ne-a trimis Mângâietorul care este în noi, în veac, lăudat să-i fie numele. Dar de ce trebuia să vină Mângâietorul?
Care este scopul lui în viața noastră? Și tot în capitolul 14, versetul 26 spune așa: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În primul rând, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este învățătorul nostru. El ne învață. El învață cum să ne purtăm, că am venit dintr-o societate, pentru majoritatea suntem oameni trecuți de 50. Am venit dintr-o societate în care, sincer, nu știam cum să ne comportăm. Am venit dintr-o societate în care nu știam cum să umblăm. Pur și simplu, nu știam nici cum să stăm la masă. Cine a învățat pe noi în anii ăștia? Cine ne-a învățat? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Cine ne-a învățat să ne îmbrăcăm? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine ne-a învățat să vorbim? Cunosc oameni care din trei cuvinte, două erau înjurături. Și astăzi stau sub ocrotirea lui Dumnezeu. Cine a învățat să vorbească? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Pentru că unul din scopurile Duhului Sfânt, atunci când l-a trimis Iisus Hristos pe pământ, a fost să ne învețe. Să ne învețe cum să ne purtăm, cum să vorbim, cum să intrăm în societate, cum să fim alături de oameni, cum să stăm pe bancă, cum să mâncăm, cum să stăm la masă. El ne-a învățat toate lucrurile acestea. Și mai presus de toate, oameni buni, ne-a învățat să citim din Scripturi. Nu știu câți înainte de a ne întoarce la Dumnezeu am învățat să citim din Scriptură. Am mulți ani de școală, dar în timpul când am fost în lume am uitat și să citesc, pentru că mă ocupam de altceva. De când m-am pocăit am învățat din nou să citesc, pentru că El, Duhul adevărului, care a venit în viața noastră, ne-a învățat lucrul acesta, lăudat să fie Domnul. Și altceva, nu numai că ne-a învățat să, cum să ne comportăm, ne-a adus aminte cine suntem de fapt, ce suntem. Înainte, dacă îmi spunea cineva că sunt țigan, mă supăram tare de tot. Cum să fim noi țigani? Dar astăzi, în Toflea, o spun cu autoritate, mă laud că fac parte din această comunitate de țigani, pentru că aici, în cetate, sunt oameni transformați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oameni pe care ne-a schimbat Dumnezeu, lăudat să-i fie numele, oameni care îi văd în fața mea, care au fost schimbați de Dumnezeu, ne lăudăm cu lucrul acesta. Și Iisus spunea într-o împrejurare, să nu vă îngrijorați ce veți vorbi. Să nu vă îngrijorați de lucrurile când veți fi puși înaintea dregătorilor, înaintea scaunelor de judecată, pentru că nu voi veți vorbi. Dar cine vor vorbi atunci? Duhul Sfânt, care este în voi, lăudat să fie numele Lui. Așa că ne-a învățat și să vorbim atunci când suntem puși în situații grele. Ne va aduce aminte El, chiar dacă de multe ori am citit un pasaj și nu mi-aduc aminte de El astăzi sau mâine. Dar la nevoie, atunci când e nevoie de El, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va aduce aminte ceea ce am citit, pentru că asta ne învață Duhul Sfânt. Asta, pentru asta l-a trimis Iisus Hristos pe Duhul Sfânt pe pământ, ca să ne învețe. Am citit despre lucrarea Mângâietorului. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Sunt trei lucruri pe care nu vreau să stau atât de mult. Dacă îmi spunea cineva înainte să fiu botezat cu Duhul Sfânt că sunt păcătos, mă supăram pe el, cum să fiu păcătos? Eu sunt creștin, m-am întors la Domnul, nu mai sunt păcătos. Dar de când Duhul Sfânt a luat ființă în viața mea, nu mai trebuie să-mi spună altul că sunt păcătos. Mă recunosc eu că sunt păcătos. Și recunosc eu că am atâtea păcate în viața mea, pentru că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne face conștienți că suntem păcătoși. Și toți am păcătuit. Conform Roman,
Spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toții suntem păcătoși. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Prima lucrare care o are pentru noi, ne face să ne recunoaștem că suntem păcătoși. În al doilea lucru, în ce privește păcatul, fiindcă nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl. Ne-a făcut să credem în Dumnezeu mai mult, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Petru, înainte să fie botezat cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de Iisus Hristos. După ce a murit Iisus Hristos, n-a făcut altceva decât a luat câțiva ucenici și s-a dus cu ei să pescuiască. În momentul când a fost botezat de Duhul Sfânt, a stat înaintea oamenilor, oameni buni, a stat înaintea oamenilor mari, puternici, și a spus, voi l-ați răstignit pe neprihănitul de Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, în momentul când ești botezat cu Duhul Sfânt, lucrarea Mângâietorului îți dă autoritate și îți dă curaj să stai înaintea oamenilor, să recunoști că Iisus Hristos este Domnul, lăudat să fie numele Lui. Pentru asta a venit Mângâietorul, să ne recunoaștem păcatele, să-L mărturisim pe Iisus Hristos, pentru că El este neprihănitul. Și în al treilea rând, El a venit să ne facă conștienți de judecata lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu a început de atunci, pentru că spune Scriptura că Satan a fost aruncat atunci. Și astăzi judecata lui Dumnezeu continuă și va continua. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, Iisus Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt în viața noastră, să fim conștienți că va fi o judecată și toți vom plăti. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te face conștient că ești păcătos, îți dă autoritate și curaj să-L vestești pe Mântuitor și te face conștient că într-o zi, când vom pleca din lumea aceasta, cu toții vom fi judecați. Lăudat să fie numele Lui, pentru că El l-a trimis pe Mântuitorul. Binecuvântat să fie numele Lui. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Când va veni El, spune Iisus Hristos, va descoperi lucrurile viitoare. Unul din atributele importante ale Duhului Sfânt este să ne călăuzească. Ne învață, ne dă putere, ne dă autoritate, dar ne învață și ne călăuzește. Ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt? Oamenii care stau sub călăuzirea lui Dumnezeu spun lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat. Atunci când se întâlnesc, nu mai vorbesc de ale lor. Și acum vă spun un mare adevăr. Oriunde te duci, ori cu cine stai de vorbă, prima dată se laudă altceva. Primul lucru care laudă sunt mașinile. Al doilea lucru se laudă cu ceea ce au obținut ei. Nu mai auzi cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă nu mă înșel, în 1 Petru, dacă nu mă înșel, capitolul 4 spune așa, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că de asta a venit Duhul Sfânt. A venit să pune noi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și noi să rostim adevărul lui Dumnezeu, nu altceva. Să rostim ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne descoperă, ne învață. Asta trebuie să spunem oamenilor. Și din păcate, noi rostim altceva. Dumnezeu să aibă milă de noi. În cercurile noastre de prieteni, ce vorbim? Într-una din zile, doi ucenici, după ce a murit Iisus Hristos, a fost răstignit
s-au coborât și pe drum au început să discute între ei. Se apropie Iisus de ei și îi întreabă: ce vorbe sunt astea între voi? Dezamăgiți, deznădăjduiți, descurajați de ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea, au continuat să-i spună lui Iisus că de fapt ei așteptau ceva și s-a întâmplat altceva. Ba mai mult, spun ei, niște femei de ale noastre au venit și ne-a spus că a înviat. Ce descurajare pe ei! Oameni buni ai lui Dumnezeu, când ne întâlnim, ce cuvinte rostim între noi? Ce vorbim între noi? Cuvinte de descurajare? Cum este biserica? Că nu mai e nimeni acasă? Că au plecat toți? Că în biserică sunt numai bătrâni? Pentru cine mai predicați? Voi de ce nu plecați? Cam astea sunt cuvintele, să știți. Ce vorbe sunt între voi? Cuvinte de laudă, să vezi, frate, ce am făcut eu, unde m-am dus, ce am căutat, ce mi-a dat Domnul. Păi bine că ți-o dat Domnul, că tu ai mințit toată ziua și ți-o dat Domnul. Ce vorbe schimbați între voi? Ba mai mult, ne lăudăm cu ceea ce avem, de parcă am obținut noi ceva, e ceva al nostru. Spune Scriptura că pământul vade cu tot ce este pe el. Și într-una din zile, omul lui Dumnezeu David a spus așa: Doamne, știu că am greșit, am păcătuit, dar poți să iei toată averea de la mine, poți să iei împărăția, poți să iei, dar nu vreau să iei ceva, Doamne. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Și m-am întrebat de multe ori, de ce David spunea, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt? Aș vrea să dau citire la Roman, capitolul 8, versetul 11. Totuși aș citi și capitolul, versetul 10, Roman 10. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, lăudat să fie Domnul. De ce David striga, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt? Pentru că știa că va veni o zi când va pleca din lumea aceasta și singurul lucru care îl va învia în ziua de apoi este Duhul Sfânt care locuiește în el. Pentru că Duhul Sfânt care l-a înviat pe Iisus Hristos va învia și trupurile noastre muritoare. Oameni buni, dacă doriți ceva mai mult în lumea asta, e bine că aveți de toate, slavă Domnului! Dar doriți-vă ca Duhul Sfânt să locuiască în voi. De aceea spune Iisus Hristos că va fi cu voi și va rămâne în voi. De ce? Pentru că în ziua judecății vă va învia pe toți și vă va duce în prezența lui Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să spun un verset și nu l-am înțeles mult timp până astăzi. Astăzi, căutând în Scriptură, Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte de acest verset din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17, care spune așa: și Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne, și cine audă să zică vino, și celui ce este sete să vine, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și m-am întrebat, de ce? Mireasa, înțeleg, noi suntem mireasa lui Dumnezeu. Și noi strigăm, vino Doamne. Dar de ce Duhul strigă, vino Doamne? De ce Duhul lui Dumnezeu strigă, Duhul Sfânt strigă, vino Doamne? Așa cum și-a dorit Iisus Hristos să plece din lumea asta. Pentru că era mult păcat și multe sânlicii. Spunea El, trebuie să mă duc. Cu alte cuvinte, trebuie să plec din lumea asta, că e mult păcat. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu abia așteaptă să scape din lumea asta plină de păcat.
mireasa lui Dumnezeu care sunteți voi, noi toți împreună, biserica lui Dumnezeu, toți așteptăm să plecăm din lumea aceasta și Duhul lui Dumnezeu să ne trimiată în împărăția Lui. Umblați cu Dumnezeu cât moiți de Duhul Sfânt, pentru că cei ce au pe Duhul Sfânt în viața lor sunt copiii lui Dumnezeu. Nu suntem orfani, suntem copiii Lui. Nu suntem ai nimănui, suntem copii de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu l-a trimis pentru noi. Lăudați să fie numele Lui! Ai Duhul lui Dumnezeu în viața ta? Dacă l-ai pe Duhul Sfânt în viața ta, strigă împreună cu mine, vino Doamne! Și Dumnezeu va veni, ne va scăpa din lumea asta și ne va duce în împărăția Lui. Tot în Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea între acolo. La care Toma întreabă, Doamne, nu știm nici drumul și nici cale. Oamenii care l-au pe Duhul Sfânt în viața lor, care sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cunosc calea către împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care stau sub ocrotirea Duhului Sfânt, cunosc calea care duce în împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! De aceea striga Duhul Sfânt, vino Doamne! Pentru că cu toții vrem să locuim în casa Tatălui nostru. Zic în încheiere, umblați cu Dumnezeu, cârmuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin.